Mai multe localități din județul Buzău sunt afectate de alunecările de teren reactivate de ploile din ultima perioadă. Cele mai grave situații s-au înregistrat la Colț, Pânătău și Berca. S-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență, iar autoritățile caută soluții pentru zonele afectate. La nivelul județului Buzău, situația drumurilor și a tuturor aspectelor semnalate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență este sub control. Chiar ieri m-am deplasat la Comuna Colți, unde Comitetul Local pentru Situații de Urgență a sesizat că pe drumul comunal 69 au fost afectate grav 10 case. La fața locului situația nu era așa de gravă, oamenii din cele 10 case nu trebuiau evacuați. O problemă mai gravă, să spun așa, o avem tot pe drumul comunal 69, la un pod care face legătura între orașul Pătârlagele și comuna Colți. La Berca, o alunecare de teren ar putea rupe legătura cu mănăstirea Rătești. O porțiune de drum lungă de aproape 200 de metri s-a surpat, iar circulația se mai poate desfășura doar pe un singur sens de mers. Alunecarea de teren afectează serios drumul care duce către mănăstirea Rătești. Dacă nu se intervine cu rapiditate, drumul se va rupe cu totul, izolând în acest fel comunitatea monahală, dar în același timp făcând inutilă o investiție de aproape 6 milioane de euro pe care măicuțele intenționau să o facă la mănăstire. În această zonă trebuie intervenit cu stâlpi metalici de 4 metri lungime pentru stabilizarea malului. Tot la Berca, două poduri tubulare peste râul Sărățel din dreptul localității Joseni au fost distruse de ape. O problemă chiar sentimentală așa ar fi la mănăstirea Rătești, la intrare în mănăstirea Rătești. Șoseaua s-a dus 1,5 metri în izvor, fapt care va influența negativ derularea proiectului câștigat de ele de vreun 5 milioane de euro de restaurarea întregii mănăstiri. Acolo ar trebui să treacă utilaje grele, ar trebui să treacă mașini de tot felul. Rupându-se șoseaua, nu știu în ce măsură voi avea posibilități tehnice, dar și financiare să rezolv această problemă. Autoritățile buzoiene sunt în alertă. Nu este exclusă varianta ca și în alte zone alunecările de teren să se reactiveze.